Constructorii care lucrează la cele 7 proiecte, 6 de fapt, care există în acest moment în implementare, diriginții de șantier, proiectanții și beneficiarii care suntem noi târgovișteni reprezentați de primăria municipiului Târgoviște. Așadar, pentru astăzi, așa cum noi am mai făcut acum vreo 3 luni și am văzut că rezultatele au fost cele așteptate, aș vrea să facem un o radiografie a principalelor proiecte pe care le avem în ceea ce privește infrastructura educațională pe fonduri europene din municipiul Târgoviște, urmând să vedem la fiecare care este stadiul îndeplinirii proiectului, ce probleme există în acest moment și ce soluții pentru a rezolva aceste probleme în vederea începerii anului școlar la 15 septembrie în Casa Nouă, vom avea pentru cele 5 din 6 proiecte ce avem în derulare. După cum știți, este vorba în afară de Elevița Băbărescu, care a început destul de cel mai târziu, respectiv anul acesta, pe data de 8 martie, și efectiv nu era timpul fizic pentru a se rezolva, însă celelalte, așa cum am promis și așa cum am spus-o de mai multe ori, vreau ca la 15 septembrie să avem lucrările terminate, cel puțin în ceea ce privește corpurile principale de învățământ. Dacă nu se vor putea rezolva și problemele la sări de scop. Așadar, vom discuta despre, într-o ordine absolut aleatorie, Voievodul Mircea, Elevița Băbărescu, Constantin Cantacuzino, Școala Poesii, Grupul Școlar Industrial Nicolae Ciobănescu, Școala Smaranda Gheorghiu și Liceul Teoretic Petru Cercel, cel care, după cum știți, este deja terminat în privința lucrărilor, mai sunt doar detalii. Așadar, avem astăzi aici reprezentanții școlilor, directori, directori adjunți, constructorii care au câștigat licitațiile și lucrează, diriginții de șantier, proiectanții, echipele de implementare ale proiectelor de la Primăria Municipului Târgoviște, colegii de la Direcția Tehnică, Direcția Economică și nu numai, și bineînțeles reprezentanții executivului. Am făcut această prezentare pentru a înțelege toți de ce suntem aici și vreau să vă spun că la finalul acestei ședințe aș vrea ca să nu mai existe niciun fel de problemă nelămurită, cel puțin pentru constructori, în a lucra cu toate motoarele curate, pentru că la 15 septembrie să avem date la gata cele 5 școli, iar la Elevița Băbărescu să nu mai avem nicio problemă tehnică ce ar putea să-i rețină în a munci cu motoarele 100%. Și de aceea avem nevoie de proiectanți, de aceea avem nevoie de diriginți, de aceea avem nevoie de decizie executivă. Bun. Așadar, pentru colegii din presă, deoarece ei au mult mai multe activități astăzi, aș vrea ca pe fiecare liceu șeful din partea primăriei, echipei de implementare a proiectului, să ne facă o scurtă radiografie a lucrărilor, să-mi spună gradul în care în acest moment proiectul este executat și care ar fi principalele probleme care i-ar ridica să nu încheie lucrările la 15 septembrie. Da?